Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Domnilor consilieri, așa după cum știți, toți invitați, vă prezentați la ședința extra, asta ordinară de astăzi, dar înainte de a prezenta ordinea de zi, dacă sunt obiecțiuni cu privire la procesul verbal din 29... Am să le pun eu la... Să punem la vot procesul verbal din 29.08.2023 de la ședința ordinară. Voturi pentru, vă rog. Avem voturi împotrivă, avem abțineri și avem 15 voturi pentru. Am, nu știu dacă am precizat, dar avem vorb de 15, sunt prezent cu consilier. Da. Procesul verbal din de la ședința extraordinară din 8-9-2023. Voturi pentru, vă rog. Împotrivă. Abține. Avem 14 voturi pentru. O abține. Cu o mențiune, vă rog frumos. A fost o ședință extraordinară de îndată și insist asupra faptului de a clarifica regulamentul de funcționare al Consiliului Local, pentru că atunci când avem o ședință extraordinară de îndată, evident, fiind de pe o zi pe alta, au fost situații multe în care consilierii n-au putut fi prezenți fizic și nu e ok ca noi, consilierii, să căutăm pe cineva, să găsim un telefon disponibil. Adică nu e treaba mea de consilier local să stau să... Poate cineva nu vrea pur și simplu să răspundă la telefon. Că noi trebuie să avem o procedură clară, explicată în regulamentul de Consiliul Local, pe care eu, la ora respectivă, să pot să intru online și să particip la ședință. Că nu e ok ca mie secretarul să-mi spună telefonul meu deja e ocupat, intră alt consilier și numai altcineva vezi dacă găsești tu. Nu e ok. Am avut discuția asta. Am să creez un grup al consilierilor pe WhatsApp care să poată să intre toți consilierii de pe telefonul meu. Știți că avem și acel sistem. Acel sistem am încercat de două ori pe platforma am un lapsus, care se folosea Zoom. Din cauza problemelor de internet, cred, tot se blochează platforma și n-ar fi... Deci, singura rugăminte este ca consilierii care doresc să intre pe mijloace electronice să mă anunțe în timp util, cel puțin cu o oră înainte de deschiderea ședinței și eu cred că putem să rezolvăm problemele să participăm. Chiar dacă nu, prin regulamentul nostru scrie, dacă se vedeați, trebuie de informare. Nu am neapărat vorbă de o informare scrisă. O informare, cel puțin cu o oră, să nu pot nici eu înaintea ședinței să văd cine vine sau vreau să sun. Până la urmă avem acum atâtea sisteme, sunt telefoane. Evident, să... Da. Nu trebuie să ne găsim scuze și e o soluție banală la vremurile, la timpul ăsta să găsim. Eu am să creez un grup, am să rog pe cineva să mă ajute. De, poți să știu. Noi ar fi să participăm, pentru că... Fizic. Da, sunt momente când, mai ales exact cum spuneam, că pe ședințe de îndată se poate întâmpla să nu poți să participi. La consiliul județean, nu știu câți consilieri județeni sunt, dar acum mult mai mulți, au fost ședințe cu 4 consilieri fizic și restul toți fiind online. Am văzut și eu sistemul lor, dar nu cred că ne permite sistemul. Am văzut și asta. Sincer, mie nu place sistemul ăla, deci acolo nu te vezi, nu te auzi, pur și simplu, dar eu... Deci nu poate să fie oricine în spatele sistemului de vot. Da, okay. Putem să trecem la aprobarea ordinii de zi. Cu cele două proiecte, primul inițial, al doilea suplimentare, care v-a fost comunicată, cred eu, a doua sau de zi. Sau... Votul ordinii de zi. Avem împotrivă, avem abțineri, 15 pentru. Primul proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților, desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlilor, gimnaziale Horgești și Răcătău. Știți că, cred că ați luat la cunoștință că inițiatorul a depus un amendament la acest proiect și la următorul proiect un amendament, a fost formulat în scris. Amendamentul privește modificarea articolului 1, în sensul în care pentru școala gimnazială Răcătău, reprezentantul Consiliului Local, sunt propuși domnul prisecaru Daniel și doamna Savin Simona. Domnul președinte, cred că prima dată trebuie să votați amendamentul.
Nu, dacă sunt ordi de cuvânt. Și după aceea intrăm pe vot de amendament. Domnul Dămoc. Da, eu, da. Eu mă bucur că, într-un final, eu v-am informat de acum că legea s-a schimbat și că faptul că, în calitate de cadru didactic, domnul Butnaru nu poate fi și reprezentat al Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii. Tocmai de asta. Deci la articolul 6 din nou prevedea că oricum făceam și eu acest amendament din nou arunc. Legea s-a schimbat acum, nu la asta, știți. E ok că intrăm într-o formă legală, domnul Cazic, să înțelegeți. Deci nu aveam nimic personal cu domnul Putnaru, pur și simplu, legal, domnul Putnaru nu putea să fie în Consiliul de Administrație. Eu, practic, îi făceam un bine prin amendamentul pe care l-am făcut și anul trecut și acum 2 ani de zile. Da, nu s-au vrut, iată că într-un final să ajungem la ceea ce am zis eu, de ceea ce zic de fapt de 2 ani de zile. E bine și așa. Mai sunt lor la cuvânt? Doamna Octavie? Pun pe doamna Gheorghese, poftim? Tot propune pe doamna Gheorghese. Doamna Gheorghese este propusă în CEAC. Are copii, doamna. Neapărat, niciunul am copii. Vreau să zic că deci, mai... dacă doamna Sabin nu dorește, eu mă propun eu în Consiliul de Administrație a Școlii Repetor, fără probleme. Deci, dacă puneți la vot un alt amendament, încă un amendament altul decât cel al... Nu neapărat să ai copii. Nici nu are. Am zis, adică am propus și eu. Nu, ok, da. Atunci îmi retrag. Nici nu are voie că și are copii în școală. E și chestia asta. Undeva în parte. Nu, pe CEAC. Nu? Pe CEAC. Pe CEAC. Nu, de la... Haideți să propunem la vot amendamentul inițiatorului și după aceea amendamentul domnului Dămoc. Da? Păi nu, dacă și-o retras doamna Savi... Nu înseamnă că domnul Dămoc nu poate să propună un amendament. Din moment ce am văzut că doamna Savi ezită și nu-și dorește, eu oricum mi-am arătat interesul de a fi în Consiliația Școlii Recătău încă de acolo 2 ani și nu refuz dacă mi se oferă această cuvântă. Credeți că asta putem? Nu e o problemă. Să punem la vot amendamentul domnului Căliman. Nu. Să punem la vot amendamentul, este formulat. Acum vedem dacă vrem, dacă... Așteptam să vedem dacă doamna... Nu există nicăieri o prevedere că consilierul poate să vrea sau nu să reprezinte Consiliul Local. Consilierul, prin mandatul său de consilier, și-a asumat că urmează a reprezenta Consiliul Local în diferite structuri. Voturi pentru, vă rog. Pentru care amendament? Pentru amendamentul domnului Căliman, înlocuirea domnului Butnaru cu doamna Savin Simona. Amendament. Voturi pentru. 1, 2, 3. Haideți, vă rog, mai țineți mâna ca să pot să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Domnul Lilă, 9. Domnul Velea, la fel, am văzut, 10, 11, 12. Domnul Budău, 13, da? Nu întreba de 3 ori, n-am terminat. Așa. Voturi împotrivă. Dar știu, n-am citit, da. Înseamnă că avem două abțineri, domnul Dămoc și domnul Boboc, da? Amendamentul doamnei, domnului Căliman este aprobat cu 13 voturi pentru. Acum, spunem la vot amendamentul domnului Dămoc. Doriți să-l mai supunem? Asta spun. Cum e dreptul dumneavoastră să... De moment ce a fost aprobat al... și a fost votat doamna Savin, deci nu mai are... Deci va retrage să amendamente. Nu retrag. Pur și simplu... Îl formulați sau nu? Bănuiesc că nu mă pot vota consilier și pe mine pentru... O, da. Păi supune... N-ai cucut să vă puteți să... Să știți că votul se schimbă și parlament de la o zi la asta. Atunci să aveți mai mult timp să puteți la vot. Deci amendament, domnul Dămoc. Deci să fie în Consiliul de Administrație alături de domnul prisecar Daniel, da? Voturi pentru, vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, doamna India, nu? Să retrage. Dar nu este. Nu este diferențare, asta e. Da, nu, dar haideți să facem o votare să nu o facem, da? Eu am numărat 7, da? Am dat-o la mișto. Bun. Dacă ați votat-o pe doamna. Împotrivă? Ce mai votează? Abțineri? Abțineri trebuie să avem diferența până la un vot. Exact. Că așa e. Domnul Budău, n-ați dat un vot. Asumați-vă votul, domnul Budău. Nu, dar nici nu știu ce votez acum. Ei, nu știți. Nu vreți să știți. Da? Deci consemnăm că sunt 8 abțineri, că nu există...
Amendamentul este respins. Trebuie să ajung la voluntari. Haideți, vă rog, să propunem, să punem la vot proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului de Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Horgeș și Răcătău în formă amendată. Voturi pentru, vă rog. Eu am văzut 15. Haideți să vedem. Avem împotrivă? Avem abține? Avem 15 voturi pentru. Al doilea proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației. Și la acest proiect de hotărâre avem un amendament format de către inițiator privind înlocuirea doamnei Sabin Simona, cum era inițial, cu doamna Gheorghiesei Mariana. Luați de cuvânt, dacă avem. În acest caz, supunem la vot amendamentul. Voturi pentru, vă rog. Împotrivă. Abține. Amendamentul este aprobat cu 15 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de hotărâre în formă amendată. Voturi pentru, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Proiectul este aprobat cu 15 voturi pentru. Diverse. Dacă la rubrica diverse, am să fac, dacă îmi permite domnul președinte, am să fac eu o listă de înscriere. Pentru problemele care pot să vă răspund, eu am să vă răspund, celelalte vor fi notate. Domnul secretar, nu avem dreptate cu domnul primar. Da, pot să notez eu întrebările, că asta am voi ca secretar, nu? Domnul Dămoc, am văzut, sau nu mai știu care acum. Domnul Prisecaru, da? Exact ce am discutat și înainte de ședință, dar vreau să scriu și oficial ca să fie consemnat. Este vorba de transportul elevilor care frecventează cursurile școlare de la Parincea. Deci școala Parincea nu mai pune la dispoziție microbus școlar. Elevii vin foarte supărați. Afectați. Afectați, exact. Foarte afectați de chestia asta. Mulți dintre ei spunem că nu o să mai frecventeze cursul școlar din cauza acestui transport. Deci trebuie luate măsuri la nivel de primărie. Luată legătura cu primăria și de la Parincea și găsit o soluție pentru copii, că este păcat să nu-i susținem pentru a continua cursurile în niște condiții normale. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Deci nu numai cu primăria de la Parincea, dacă nu am înțeles că între noi și pre-Parincea ar fi oarecum, adică nu se înțeleg care și cum. Deci discutat, inspectoratul școlar, ministerul învățământului, deci vorbim de 30 de copii, am înțeles cu aproximații, care se sunt în pericol de a abandona școala, ceea ce nu e absolut deloc ok. Eu m-am uitat un pic peste, și am văzut alte comune, deci au aprobat fără probleme hotărâri de Consiliul Local prin care au asigurat, au subvenționat transportul pentru respectivii elevi. Deci, cu siguranță se va găsi o soluție, dar trebuie să o găsim în timp util și rapid, nu? Că dacă stăm așa și cu copiii... Să nu pierdă copiii o săptămână, da, o școală. Păi nu, că dacă mi-aș stăm mult și renunță și pleacă și din țară și așa, nu le mai găsim. Când omul renunță la școală și o săptămână, dacă renunță, o să aibă lipsuri, nu mai ia bursă, nu mai ia aia și niște chestii care li pierd. Evident, da, suntem deja la a treia săptămână de școală. Cu siguranță așa va trebui să aibă loc discuția, inclusiv cu inspectoratul școlar, inclusiv cu școala, cu cele două AT-uri. Știți foarte bine că finanțarea învățământului există trei etape, primară, secundară și terțială. Noi trebuie să ne încadrăm. Este prevăzut restrictiv ce poate fi finanțat, trebuie să vedem, să ne încadrăm. Sunt convins că există la un moment dat o soluție și este prevăzută finanțarea pentru transport. Întrebarea este la situația de fapt ce fel de finanțare se aplică. Da? Adică situația noastră din teritoriul care o avem la ora asta. Da. Tot legat de școli, tot v-ați desemnat din nou în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, domnul primar, vreau să vă întreb, am văzut că am început lucrurile de la Mădrează de la Sobodor și vreau să vă spuneți, vă rog, ce firmă a câștigat lucrarea? Nu știu,
Filipo. Aceeași firmă care a spus și magazia și gardul. Gardul. Și, și magazia de aici, tot de aici. Aceeași firmă? Da, aici e care. Da, aici sunt la. Vă întreb pentru că, normal, autorizația de construcție a fost eliberată? După cât știu eu, da. Ok. Știți, conform legii, trebuie să fie, avem prin obligație un panou afișat. Eu am fost la locul ăla, nu este niciun panou, de asta v-aș întreba. Deci nu apare constructorul, nu apare... Da, o să-l rog pe domnul, adică să răspunde de așa ceva, să afișeze. Automat, când dăm ordine de începere a lucrărilor, să vedem data de începere, data de finalizare, cine lucrează și valoarea investiției. Deci sunt obligații legale care trebuie să apară. Și m-am uitat, am fost și am văzut, deci practic să fie o construcție cam de 4 pe 4, 5... 20 de metri pătrați, ca aproximații, cam așa am estimat eu așa de după gard. Și voiam să vă întreb, dumneavoastră ați plătit 50.000 de euro pentru 20 de metri pătrați de construcție? Dacă ați face acum pentru dumneavoastră acasă? Dar nu știu dacă, dacă are să rămână suma asta, după... Este deja, este deja aprobată pe SICAP valoarea investiției 41.000 de euro fără TVA. Acasă, dacă îți faci o magazie de lemn, de plătit banii ăștia? Cred că da, nu știu, că nu mai dacă îți permit, o plătesc. Dacă nu îți permit, nu o plătesc. Deci ați plătit 2.000 de euro pe metru pătrat o magazie de lemn. Știți, știți cât costă un metru pătrat de construcție de casă la gata, casă, de locuit? Deci ce, la jumate, poate chiar mai puțin. Deci ăsta e prețul. Eu vă întreb de ce ne bate în joc de banii publici așa, de la plătit. Dar nu ne bate, nu ne bate în joc. Astea sunt prețurile de construcții, cu astea se facă. Eu tocmai ce v-am spus că nu astea sunt prețurile de construcții. Treaba cu domnul Buzat. Da, din, din păcate, deci aceeași, această firmă și-a mărit de 8 ori cifra de afaceri anul trecut. Deci doar din contractele cu primăria a încasat 120.000 de euro da, pentru, pentru o hală renovată și un gard de școală. Acum le dăm în continuare să facă și o magazie. Deci o magazie de lemn, oameni buni. Deci nu se poate să ne batem chiar în halul ăsta joc. Da? Ce faceți după ședință? Mergeți cu mine până la Zocodor să vedem un pic lucrarea? Mergem, costumă. Chiar vă rog. Ultima oară când ați fost la primăria veche? Care e aici? Săptămâna la... asta. Vi se pare normal ce este acolo? Nu mi se pare normal, dar n-am. Și dacă nu vi se pare normal, de ce permitem lucrul ăsta? Deci e plin de gunoaie, eternită. Cine a dat autorizați ca, ca tot balastul să fie depozitat lângă un monument istoric? Știți, știți ce prevede legea de conservare a monumentelor istorice? Da. Cine a dat, cine a dat autorizație ca tot balastul să fie depozitat acolo? Noi, cum? Păi, primăria, da. Păi... Ei, adică... Nu la, e la, nu e asta permanent acolo. Păi, e acolo, de, cum, deja e al doilea an când depozităm acolo, nu mai zic că nici am auzit au fost îngropate și deșeuri sub, sub acest balast. Puteți face sesizare și mergeți. Dar nu-i vorba de sesizare, domnul Calimar. Cum îngropați în altă parte e... și vă ați convins că nu este mizerii, domnul Calimar, așa o să facem și acolo, dacă dumneavoastră susțineți treaba. Suntem la 100 de... Noi susținem, suntem la 100 de... Păi haideți cu mine să vedeți ce e acolo. Eu știu ce e acolo, eu merg acolo... Deci la 100 de metri de primărie, deci vorbind de un monument istoric. Deci s-a fost transformat în groapă de gunoi și depozit de balastru. Așa vă place? Acasă la fel facem? Sau nu știu. Chiar asta trebuie să fie imaginea comunei Horgești? Până când? Deci eu vă zic așa, deci 48 de ore eu vă dau la dispoziție să fie igienizat locul respectiv și adus la, la cum trebuie să fie. Dacă nu se sesizez din nou garda de mediu și toate autoritățile și, o luăm din nou de la capăt. Păi nu se poate chiar așa. Poate înțelege, domnul Claudiu. Trebuie discutat, spun, nu, mi dezi să luăm păi, gara de mine, să zicem. Domnul... Trebuie discutat. Știți de când, știi de când... Deci... Păi ușor, azi, zice, hai să facem lucrul ăsta. Trebuie la gara de mediu. Să plătim de mare nu. La mine, așa știi, știți de când e situația asta? Domnul, deci nu vorbim de un loc ascuns de lume, vorbim de un loc aici, în centrul satului. Vorbim de un monument istoric. Și dumneavoastră spuneți că... Da, deci, nu știu, dar dacă dumneavoastră vă place așa, eu n-am nimic de... Eu n-am nimic de... Oricum, domn primar, că nu este, na. Păi nu este, păi atunci hai să nu mai permitem așa ceva. Că, cu gura lui a zis că ei au dat și ei, ei au permis așa ceva. Da? Punem bani an de an să renovăm. Deci alții nu știu cum să-și conserve monumentele, să le transforme, să facă lucruri și noi ne batem joc. Asta facem la Curgești. Ne batem joc. Ne întâlnim într-o ședință ordinară și avem două proiecte pe ordinea de zi.
Două proiecte. Ce s-a muncit luna asta la Purgești, vă întreb? Ce fac atâția o armată de funcționari? Ce face un administrator public? Ce face primarul? Dorm. Asta fac. Domnul consilier, la proiecte nu le fac funcționari. Păi nu. Păi nu, dar de unde sunt proiectele? Păi funcționarii? Uităm pe codul administrativ. Cine domnul, domnul secretar, eu nu v-am întrebat nimic și nu știu de ce ați intervenit. Dar este opinia mea. Este okay, opinia mea. Dar opinia noastră trebuie să fie una legală și dacă nu este, avem și noi dreptul funcționari să avem opinia. Unde sunt funcționarii care știu să atragă fonduri europene, să caute proiecte? Păi eu astăzi trebuia să vorbesc de gaz, trebuia să vorbesc de apă, canal, eu astăzi trebuia să vorbesc de proiecte. Nu trebuia să vin și să plec în 5 minute acasă. Nu confundați aparatul de specialitate cu conducerea. Știți câți bani cheltuie bugetul? Știți câți bani se cheltuiesc din bugetul comunei pentru mizeria asta de ședință în 10 minute? Da, că ați venit aici. Păi da, să zic, și funcționarii, miliarde pe lună pentru ce? Câte proiecte am avut toată vara asta la Purgești? De cât? Bun, eu nu înțeleg care e problema noastră cu funcționarii, că nu fac proiecte de hotărâri cu funcționarii. Păi nu, dar proiectele păi nu fac funcționare, domnul. Pentru că domnul Călimar și doamna administrator Temea, în loc să-și aducă funcționari specializați în fonduri europene, în proiecte care să mobilizeze, să facă treabă, ei stau aici și fac magazii de 50.000 de euro. Atât ne pricepe okay, să facem. Ok, asta este o părere alta decât ce a spus inițial, da? Că funcționarii nu fac proiecte, că acum este și dumneavoastră ați luat-o așa... Ați mai spus odată lucrul ăsta. Proiecte propun conducerea primăriei și fiecare dintre dumneavoastră care veniți aici. Că o fi mizerie, că nu o fi mizerie, asta este ședința. Atâta ședință avem. Așa cum v-am spus, foarte. Deci, nu vreau să o luați personal, deci n-am nimic cu nimeni. Dar nu e ok ce se întâmplă. Să ai toată vara, 4 luni de zile, nu știu dacă avem 10 proiecte adunate. Deci ne întâlnim ca să ce? Da, zic, facem din când în când, mai dăm câte un tun de ăsta ca să-și mai facă nu știu care... porbagajul plin. Asta e la Purgești. Viziunea și modul și elaborarea proiectelor și viziunea de dezvoltare a comunei, din câte știu eu, este în sarcina și prerogativa celor care se află la conducerea comunii. Dacă dumneavoastră, să spunem, doriți un proiect de apă canal, puteți să orice alt proiect. Asta puteți să-l propuneți. Suntem pe locul 5 la comunele care au de returnat bani către AFIR. Da? Deci primele 4 au returnat pentru că au făcut proiectele și le-au făcut neconforme, dar noi cred că suntem unicat în țară care am dat banii înapoi. I-am și dat înapoi, nu mai avem de returnat din câte știu eu. Tocmai de asta, ăștia suntem la Purgești. Îți dă lumea bani să faci. Acum să știți că sunteți de acord cu mine că financiar stăm cel mai bine. Adică n-am făcut cheltuiala așa, rămâne așa, n-am finalizat, nu putem folosi proiectul, nu putem folosi proiectul, dar trebuie să dăm bani înapoi, nu. S-au dat bani înapoi, știți că există un nou proiect de apă canal știți, care... Bine că s-au făcut și cheltuieli, unde căror bani nu-i mai poți recupera și care s-au dus. Nu mai repet din nou pe ce. Știți foarte bine lucrul ăsta. La ora asta știți că avem proiect de apă canal, în derulare... Acum, la ora asta trebuia să avem gata. Eu știu că vreți să fiți acelerat. Domnul așa întrebare să-mi spuneți când o să fie finalizat proiectul, când el nici măcar nu este faza de... La ora asta trebuia să aibă apă și canal și trebuia să veni numai proiect de extindere. Asta trebuia să fie la Purgești la momentul ăsta. Nu mai vorbim de apă și canal când nici... Păi... Toate proiectele, știți, se face o licitație, se desemnează executantul, adică nu sunt niște etape destul de lungi, nu e o magazie de lemne. Referitor la PUC. Se mai întâmplă acea întâlnire cu arhitectul și cu... Da. Da? În termen de 40 de zile se va... Am discutat cu arhitect, am discutat inclusiv ceea ce ne-ați sesizat dumneavoastră. O să primiți un răspuns avizat. Cred că sunteți de acord cu mine că întrebările și răspunsurile pe un proiect PUC, care este un document tehnic și foarte complex, trebuie să avem suportul, până la urmă, a firmei care și a arhitectului, pentru că este un domeniu specializat. Nu suntem arhitect niciunul aici de față, din câte știu eu. O să primiți răspuns pe fiecare punct. Se vor organiza acele adunări publice, termen. Noi am publicat, noi am
am parcurs toate etapele și urmează să parcurgem toate etapele exact conform regulamentului aprobat prin hotărâri din Consiliul Local privind fugul. Da, mulțumesc mult. Domnul Lilă. Da, doar aș vrea și câteva cazuri la cunoștință, câteva întrebări și aș vrea să încep cu școala Grânița de la Sobodor. O să am discutat și cu doamna administrator și problema este că gardul ăla deja tot, s-au deplasat tot. Acolo e inaiște tot acolo. Și aș vrea să se ia măsuri, să se facă ceva, să la se facă. La Vechi? Da. Să se facă ceva, pentru că suntem într-o... Școala Vechi. Gardul din spatele grădinței? Da. Cine vrea. Asta nu a fost clinic al Boborului. Au desfăcut plasele din gard. Ba chiar deopotrivă, e dezastru acolo. Intră, stau copiii noaptea, mai spart un geam, a spart, l-a schimbat domn director, iar acum l-a spart. Sunt camere, nu sunt, nu? Ba da, sunt. Dar, sincer să fiu, dar poliția de comuna noastră nu e nicio atitudine, nu știu. Să caut o firmă de construcție care să facă gardul, că din câte știu e aprobată construcția gardului prin buget, dar nu găsesc firmă de construcție. Acum e că te-am zis și faci azi asta. Și am mai fost propus în consiliu, mi-aduc aminte domnul Vici, și acum am văzut și eu, am zis da, și am văzut, s-a spus să facă platforma acolo, la școala, nu acolo. Vine atea mașini, încurcăm acolo drumul. Dacă vezi ce acolo, și că suntem în oraș. Trebuie să te împărți la intersecție. Deja au început să facă acolo ceva. Acolo aveți lățimi. Acolo aveți lățimi la stradă. Prima dată să facă la Hurcești. Nu este găsească lățimi. O soluție pentru să parcheze mașini, că acolo e o mare nebunie la Hurcești. E dezastru acolo. Pentru că au plantat niște copaci în curtea școlii și e greu în pantă să intri cu mașina. Legătură cu copiii ăștia care se transportă la părinți. Exact ce a spus și domnul Zicaru, aceeași părere sunt și eu, e foarte greu. Copiii la noi din Soudor chiar n-au cum să meargă. Și am stat și m-am gândit, nu s-ar putea o soluție până când să se rezolve, să ducă mașina noastră, să-i transporte, să-i ducă pe elevii la părinți, să-i ia la Răcățău, să-i ducă până când se rezolvă toate problemele. Domnul Lila, nu avem voie să părăsim comuna noi cu microbuzul nostru. Și ai întrebat părinte, de cum părăsești tu comuna, domnule? Domnule, alea sunt microbuzul școlar. Al nostru, la primării, nu are voie să te lăsă ordinele până se rezolvă treburile. Microbuzul școlar, nu prea trebuie în școala. Microbuzul școlar. Microbuzul școlar nu ajunge pe mână la Răcător, la câte cursuri face pe zi. Noi ar trebui acum să discutăm cu domnul director și am discutat cu, mai ales cu domnul Lucas și cu ăsta, să facem și să găsim o soluție sportivă. Acum, domnul director, domnul secretar, mergem la inspectorat din luni încolo, vedem că... Dacă ei școală nu s-au organizat. Când faceți calcul așa, trebuie să fiți echitabil și pentru cei care merg și fac școala la oraș. Pentru că găsesc soluții pentru cei care merg la Parincea, dar pentru părinții care își țin copiii la internat, adică de subvenții, de găsit, de, pentru cei care plătesc abonamentul, pentru care fac navete la școala de Bacău, trebuie să fim echitabili pentru toată lumea. Nu găsim o soluție doar pentru... la Parincea. Da, doamna Simona, dar abonamentele nu le plătesc primării. Abonamentele școala trebuie să le deconteze. Așa spune legea. Decontează unitatea de învățământ. Toate abonamentele. Tot din fondul. Deci, bine, că vin tot din primării banii. Bine. Și la abonamentele la profesori. Nu mai trec așa. Copii cu toate trebuie astea. Asta e cu microbuzul școlar, e o situație de urgență. Trebuie rezolvat de mâine, nu trebuie de o săptămână. Dacă nu, cu da. Atunci el are acta la locul de electric. E capsirea. Ăla dar că tău, nu are ce să ducă tu mai de. Și pentru internat, pentru internat?
pentru cămin? Este de contract? Am fost la ședința cu Bănescu și am înțeles că și acolo era niște, vorba de niște bilete care erau de contat prin administrația școlii. Bilete de autobuz? Da. Nu știu câte bilete. Da, mai ai domnul Lin. Dar acum nu sunt sigur, pentru că n-am... Dar scoate domnul Lin. Dacă tot am fost desemnat din nou în administrația școlii, chiar aș avea rugămintea și că tot am fost mereu acuzați noi că noi nu vorbim în ședință, nu că eu am mai luat discuția cu câțiva, vreo 2-3 ani, să fac o treceri din pietoni acolo, la școală, la noi, nu e. Și la noi. Am luat... Am mai luat discuția cu platforma asta, cum a spus și domnul Lili, și așa este bine. Dar acum, având în vedere, acum vreo, când a fost ultima ploaie, chiar m-am dus după fată, m-am dus cu mașina și am luat-o cu ploua și m-am uitat un profesor, doamna Mălăcescu, stătea în mijlocul ploii, cât de rușenie, cât de respect, așa am luat-o și am dus-o eu până acasă. V-am rugat domnul viceprimar, dacă se poate, faceți, vă rog, la orice știa, acum, doamna Simona, faceți-o cabană, ceva acolo, se poate să stea și copiii până vine microbusul, să dau un adăpost, ceva, da? Da. Aici aveți, nu mai puteți să spuneți că n-am dus. De asta zic, vă rog frumos, de cât se poate și cu copii, așa este. Chiar alaltea discutam cu domnul director și spunea cineva că el are o fetișoară, spunea Iulia cineva, spunea că el nici nu mai lasă fata, că se vină atâția kilometri pe jos, poate să tragă cineva de ea, să, doamne ferește, să întâmple alte probleme. Da. Și de aia este bine să urgentăm și cazul copiii cu asta. Atât am avut. Mai dorește cineva? Dacă nu mai dorește, declarăm ședința închisă. Adică am văzut. Adică.